Din cauza diferitelor funcții pe care le poate îndeplini, limbajul are un rol important în comunicare. Funcțiile de bază ale limbajului pot fi grupate în trei categorii distincte. Funcția descriptivă este folosită în cazul unor descrieri de locuri, biografii, lucrări tehnice și științifice. Funcția expresivă ne ajută să exprimăm sentimente precum încântarea, satisfacția, surpriza, durerea, cu ajutorul interjecțiilor, exclamațiilor sau a unor expresii speciale. Funcția socială ne ajută să comunicăm în societate, să salutăm oamenii, să punem o întrebare, să oferim o sugestie, să dăm o comandă, să ne exprimăm acordul sau dezacordul. Dar comunicarea nu este doar ceea ce spunem, este și cum spunem. Când comunicăm non-verbal, trimitem și primim mesaje în alte moduri, fără să folosim cuvinte. Cel mai frecvent, nici nu suntem conștienți că folosim comunicarea nonverbală. Cu toate acestea, ea poate fi mult mai eficientă decât comunicarea verbală. Comunicarea non-verbală include sunete, gesturi, mișcări ale corpului, contactul vizual, expresii faciale, spațiul personal sau chiar îmbrăcămintea. Antropologul Ray Birdwistle, pionierul studiului comunicării non-verbale, estima că putem produce și recunoaște în jur de 250.000 de expresii faciale. Paralimbajul este un alt element important în comunicare. Este zona de comunicare non-verbală care pune accent pe nuanțele vocii ca mijloc de exprimare a gândurilor și sentimentelor. Comunicatorii buni folosesc paralimbajul pentru a convinge, pentru a inspira, pentru a construi încredere. Acest tip de competență de comunicare este cunoscut sub numele de metacomunicare. Din nefericire, pot fi întâlnite bariere în toate etapele procesului de comunicare, și acestea pot interfera cu comunicarea eficientă. Putem avea, de exemplu, bariere fizice, precum uh, distanțele dintre oameni, pereții, bruiajul la telefon bariere semantice care au legătură cu sensul pe care îl dăm cuvintelor pe care le folosim. Barierele psihosociale includ experiența noastră, percepțiile, valorile, prejudecățile, nevoile și așteptările noastre. Atunci când ne referim la barierele psihosociale, Erorile de comunicare apar cel mai frecvent din cauza unor motive cum ar fi sinceritatea, empatia sau lipsa acesteia, percepția pe care o avem despre noi înșine, percepția rolului pe care îl avem, pe care îl jucăm, eforturile de a denatura mesajul, imaginea pe care o avem despre receptor. Feedback-ul, zgomotul, capacitatea de ascultare, cultura, tradițiile noastre sau pur și simplu abilitatea de a comunica. Este important, așadar, să fim conștienți de toate aceste bariere și să încercăm să le înlăturăm pentru a comunica eficient. De multe ori, ni se pare că e la îndemâna oricui să comunice și uităm cât e de important să ne dezvoltăm permanent abilitățile de comunicare.